că ne-am luat cetă. Cetă? Bună ziua, dragi colegi. Dacă avem ceva de obiectat la procesul verbal, de ședința de anterior. Dacă nu, s-o punem la vot. În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 339 din 24-8-2018, vă invităm să participați la lucrările de ședință ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 31-8-2018, orele 15, la sediul primăriei comunei Sândureni, în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoare. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Sândureni, județul Bacău, pentru anul 2018, inițiator primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locale în Consiliul de Administrație a Școlii cu clasele 1-8 Sândureni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de contabilitate, inițiator primarul comunei. Și punctul 5, diverse. Să punem la vot. Așa, dacă rugăminte, să spunem în ordinea de zi cu încă un punct, având în vedere chiar acum am adus proiectul de la Verșești, de la domnul de la Verșești, aprobarea indicatorului tehnico-economic de la domnul Verșești. Suplimentarea ordinei de zi cu încă un punct. Aprobarea indicatorului tehnico-economic și dat de proiectant. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei zi. Da. Să punem la vot proiectele dacă sunt, nu sunt pe ordine. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul comun. Președintele de ședință până astăzi este domnul Salca Anton. Propun alegerea cu președintele de ședință pe o perioadă de 3 luni de zi. Silioane. Da. Deci avem o propunere din partea domnului Ioan Tăgădu și pe domnul Sărăune, Onea Vasile. Spuneam la vot. Onea Vasile, Onea va fi președinte de ședință. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Sândureni, județul Bacău, pentru anul 2018. Inițiator. Având în vedere că de guvernul a alocat suma de 80.000 de lei în urma inundațiilor pentru anumite obiective, pentru drumul de la Greșești, unde a fost cel mai afectat, banii 80.000 de lei, 800 milioane, au intrat în cont. Trebuia neapărat să facem rectificare de buget, dar în același timp am făcut și alte rectificare de buget în interiorul capitolilor, și anume. S-a luat de la drumul de la Greșești 3.700.000, au fost acolo 11.000.000, s-au luat 3.700.000 și s-au dus la achiziție mare. Licitația este spre sfârșit, la licitație s-a prezentat doar MAN, venind cu o valoare de 6.050.000.000. Mașină autobasculantă 6x6, dotată cu ramă de dezăcălzire și cred că și cu sărăriță, din câte știu eu, dar vom verifica fișa de date scoase la licitație. AFIR-ul subvenționează 2.330.000, respectiv 50.000 de euro, iar noi trebuie să punem diferența. Având pe investiția de la Verșești, trebuia neapărat să luăm banii aia, cu toate că ne-am blocat puțin, dăm foarte mulți bani pe această mașină, dar în timp se vor amortiza toate cheltuielile, având în vedere că iarna nu-i ca vara și nu se știe niciodată ce iarnă vom avea. Deci am luat de la continuarea drumului comunal, continuarea modernizării drumului comunal, 3.700.000 și l-am dus la MAN. De asemenea, am mai luat încă 40.000 de lei de la
o investiție canalizare și am dus către unitatea școlară, având în vedere că unitatea școlară care este începută se va finaliza până vineri, aproape se vor finaliza toate lucrările și vom începe dotările. Noi am alocat din proiectul de buget local 70.000 de lei pentru scaune, s-au făcut mese cu oamenii de la ajutor social și cu oamenii de la școală, dar n-au fost de ajuns. Acum perdere, se vor cumpăra perdere, durapuri, au știu ce, mi-au solicitat mai mult și au fost alocate suma de 40.000 de lei, 400.000 de lei, în vederea finalizării, dar atât și a lucrărilor, dotărilor de la școala Sândureni, cât și de la Berșești, adică geamul, perdere la Berșești, perdere aici, mai multe dotări. Dar legea nu-i dă voie ca să facem... De la data de 1 iulie, de la data de 1 iulie, putem să facem mișcări de sume de la un capitol la altul, de la un subcapitol la altul, având în vedere că legea... Deci eu am avut o problemă cu un dosar penal și spunea așa, până pe data de 1 iulie, cu domnul procuror zicea că conform legii finanțe, nu ai voie să miști bani. Nu ai voie. Dar de la 1 iulie, Consiliul Local cunoaște prioritățile comunei. Adică, dacă eu țin acum niște bani, 400 de milioane, era o investiție și nu fac nimic cu banii, dar termin alte investiții și Consiliul Local... Aceeași bani. Da. Poate muta banii de la o investiție la alta. De la data de... avem și adresă de la NAF și de la Ministerul Dezvoltării, dar legea permite așa ceva. Să nu le trezim poate noi, Consiliul Local, da? No. Nu, nu te-ai zis, pentru că expunerea de motive o face primarul, iar emiterea de hotărâri de Consiliul Local, toate astea se transmite la prefectură și dacă o hotărâri de Consiliul Local nu este legal constituită, o transmite în altcoi. Vreau să spun până acum, nu s-a respins nicio hotărâri de Consiliul Local și nicio dispoziție. Adică nu prea avem cum să încărcăm legea, pentru că avem un secretar foarte bun și studiem legea. Adică dacă greșim, vedem, modificăm dacă greșim. Dar până acum am luat. Nu, scomod, deși consilierii toți scăpuri cu primarul au plătit bagurile. Ei, știu situația de la Africa, domnul Dumnezeu, cum zice, cu Brăjești. Da, o situație mai atipică. Deci s-a făcut, deci Consiliul Local nu a aprobat rectificarea de buget pentru anumite sume, iar primarul a dat în judecată Consiliul Local și a făcut dosar Consiliul Local. E altă situație. Știu de situația aia. A fost dat și în dialogul de șertare, când a fost o rectificare de buget și Consiliul Local nu a fost de acord cu acea rectificare de buget. Și atunci, adică sunt banii comune, nu sunt banii mei, nici banii din aia sunt banii comune. Au venit banii pe banii comune, vom încerca să ducem banii acolo unde sunt prioritățile. Adică Consiliul Local, din vremea respectivă, că e o situație de acum 2 ani de zile, că el da? A avut o sală toți. Dacă nu mai sunt alte, să punem la vot. Secretar, spuneți. Eu votez. Nici când vreți plece, votez, Mândrești. Mai să fii Mândrești, dar totul să fii legal Mândrești, să nu avem nimic treabă Consiliul Local, adică cel puțin să nu avem Dumitru Vasile. Și votez. Ca să, da? Ca să fie jurist, da? Și votez cu cea mai mare plăcere. În momentul în care, eu știu, este va schimba votată Mândrești, sau nu se funcționează. Eu am avut o problemă. Nu, dar eu votez. Numai că, domnul secretar, fiind jurist, Mândrești nu are rost ca să, da, eu votez. Ia să vă zic speța, în anul 2012 a fost o situație asemănătoare, că tuturor a fost frică de ceva. Aveam, domnul Dumitru Vasile, pe bună dreptate atunci, a alocat o sumă de bani pentru Puntea Tisa. Ok, erau toți banii bugetați la Puntea Tisa. În luna august s-a constatat ce s-a constatat, Consiliul Local am aprobat mutarea banilor de la Puntea Tisa, a avut o vedere. Situația din momentul respectiv, către zidurile de la Berșești, zidul la Popovici și zidul la Magazin. No. Deci Consiliul Local aprobă prioritățile comunei Sândureni, dar după data din 1 iulie, până pe data din 1 iulie, nu ai voie să faci rectificare de buget pe capitol. Nu ai voie. Dar eu nu am comentat. Eu vă explic, întotdeauna întrebați-mă de registrație, eu vă explic. Domnul secretar va completa, pentru că noi cunoaștem mult mai bine legile decât mine,
Eu ceea ce știu, adică înainte de a verificăm foarte bine înregistrația. Foarte bine înregistrația, pentru că cred că nimeni dintre dumneavoastră nu vrea să avem probleme. Pot face multe interpretări după aia, știi? O să ne vedeți. Eu votez, condiția este mândești, da? Ca și juridic mândești să fii mândești, da? Da? Și în momentul în care juridic mândești, eu nu răspund. Să punem la vot. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație a școlii cu clasele 1-8 Zândule, județul Bacău. Inițiator, primarul Comandos. Nu mai puțin. Conform ordinii 1396, dacă rețin, în Consiliul de Administrație a Unității Școlare fac și doi, un reprezentant al primarului sau reprezentant al primarului, să termine avansile, sau doi, și doi consilieri, doi reprezentanți în Consiliul Local, respectiv doi consilieri locali. Anul trecut, acum 2 ani zile, țin minte că a fost Nea Vasile cu Nea Ion, anul ăsta a fost domnul Lungu Marian cu domnul Crișan Ilan. În fiecare schimbăm. Anul ăsta, pentru că așa este corect, adică să nu stea... domnul Radu nu poate să facă parte, dar acum crezi că poate face parte. Dacă am avea un șofer de la școală să facă parte din Consiliul de Administrație a școlii, nu poate să facă parte, având în vedere anumite situații, din cauza anumite situații și, ca și exemplu, este situația de la Gura Băiei, când șoferul a făcut parte din Consiliul de Administrație a Unității Școlare și a avut dosarea incompatibilitate. Cu toate că nu este incompatibilitate. Cu toate că nu este. Domnul secretar, s-a terminat procesul? Nu știu. Chiar. Deci nu știu cum a fost situația, dar e o situație mai cu șoferul de la Gura Băiei. Și eu propun pe Brandiu Ligia. Deci toți vă face parte în Consiliul de Administrație. Propunem mai degrabă, nu? Să împărtășesc. Nu știu cum să spun. Vreau să-l pun viole, tot. Da, cam v-am lucrat deja. Nu, dacă e vorba de aurul tot, da, acolo, da, dar nu învățăm în mine. Deci sunt toate, sunt propunerile astea, da? Da. Mai sunt alte propuneri? Nu? Să punem la vot atunci. Pentru domnul Iancu, deci pentru domnul Iancu, pentru Sar Canton. Deci pentru Sar Canton, cine este pentru? Abțineri? Nu. Pentru domnul Brandiu. Să punem la vot. Domnul Lungu Marian. Să nu mai dați doi. Domnul Lungu Marian a făcut parte din an de zile și nu vreau să explic. Domnul Lungu Marian cunoaște foarte bine cum funcționează Consiliul de Administrație al unui domnul școlar. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâri privind achiziția de servicii de contabilitate. Inițiator, primarul Comandos. Doamna contabilă, acum o luni de zile, și-a manifestat dorința printr-o cerere de a se transfera la o altă unitate. Bineînțeles că nu am acceptat, nu am vrut să acceptăm, pentru că este o contabilă bună, chiar dacă au mai fost unele discuții. Acum doamna și-a dat demisia, acum două săptămâni, conform registrației, are o perioadă de 30 de zile. Noi am scos la concurs două posturi, un post de șef de birou, respectiv un post pe achiziții. Postul pe achiziții, după câte rețin eu, este pe data de 4 septembrie concursul, iar cel de șef de birou pe 24 septembrie. O unitate nu poate fi blocată în astfel de situații, conform legii contabilității, se poate achiziționa servicii, prestări servicii pentru contabilitate, servicii contabilitate. Domnul secretar, dacă mai aveți ceva de completat? Nu. Deci nu externalizat compartimentul de contabilitate, doar la servicii de contabilitate. Toate și aici este o situație mai atipică, adică acea societate, acea persoană autorizată sau societate îți întocmește documente, ți-l scoate, ți-l așează, dar nu semnează niciunul. Adică răspunderea este tot a persoanelor din interior, până la găsirea unei persoane. Deci chiar și astăzi am discutat cu doamna contabilă, sincer, chiar dacă au fost divergențe, dar este o profesionistă din toate punctele de vedere și probabil toți dintre noi mai avem câteodată o mică răutate în suflet, și eu și... Dar este o profesionistă și Florea Sandureni, eu cel puțin ca și reprezentanta primăriei Sandureni, sincer, îmi pare rău că pleacă, pentru că știți cum este.
Dar are un motiv de plecare. Dar e dorința dumneaei, eu nu pot să întreb de ce pleacă. Eu doar i-am zis că m-am comportat ca un patron, cu toate că eu nu sunt patron. Am rugat-o ce solicitări mai are în plus pentru a rămâne. Doamna chiar nu are nicio solicitare în plus, adică salarizare, că totul este doar la nivel de salarizare. Doamna nu a precizat că vrea un anumit salariu mai mare, pur și simplu este dorința dumneavoastră. Deci demisia este un act unilateral de voință pe care dacă doi oameni nu vor să mai convițuiască împreună, nu. Bagălios. Așa și doamna, mie îmi pare foarte rău. Chiar doamna chiar și în ultimul moment acum a lucrat, a rectificat de buget, profesionistă, totul a primit toate documentele, nici nu a plecat azi la București, știu că ieri am învoit-o, i-am semnat o cerere de învoire să se ducă la București la frică, care și zile din concediu, nu s-a dus doar pentru a întocmi toate documentele. Deci, externalizarea sau achiziția de servicii de contabilitate, de prestări servicii de contabilitate, de o firmă specializată. Sau persoană autorizată. Sau personal autorizat. Da, și în momentul în care nu se fac achiziția de persoană, nu se găsește persoană autorizată, să fii cu, să fii mătești ca să înlocuiești cu o firmă, nu? Cu o firmă, până la, posibil, o lună, două, trei, jumătate. E trecut până la, compara postului. Să exemplu, eu ochești sunt 2 ani de zile. Da, alea sunt plătite din buget local. Da, vedeți, Oecheștiu a fost o situație așa puțin mai atipică. 2 ani de zile nu s-a prezentat nimeni, a scos domnul de atât de mult la concurs, nu a venit nimeni la concurs, a încercat prin transfer, pe șeful de birou, acum când a scos la concurs, am înțeles că s-au prezentat 3 candidați. Și cred că dacă citiți tot ce se postează pe anumite site-uri, cred că este... Adică, la nivelul Uniunii Europene, diferența de salarii între domeniul privat și domeniul public este de 118%. Adică cei care lucrează în instituțiile publice au un salariu cu 18% mai mult decât cei care lucrează în domeniul privat. Raportul făcându-se și la noi în România, se constată că diferența este mult mai mare în favoarea celor care lucrează în instituțiile publice. Conform sondajelor și statisticilor, în primul rând, nivelul este de 65% mult mai mare față de domeniul privat. Adică se constată dacă până acum, 2 ani zile, domeniul privat era cel mai căutat, acum se constată că domeniul bugetar este cel mai căutat, având în vedere că salariile au crescut foarte mare în instituție bugetare, foarte mult. Și făcând acum o comparație, când totdeauna mergem pe comparație, că așa este o chestie, facem pe comparație, dacă în 2012, când eram director de școală, cineva avea un salariu de 13 milioane, constatăm că acum are 26 de milioane. Deci salariile s-au dublat. Iar instituția noastră, salariile nu s-au dublat, dar sunt aproximativ 50-60% mai mult raportat cu anul 2014. Cu toate că inflația este de 30%. Deci sunt cifre oficiale, date de Institutul Național de Statistică și oricare dintre noastre poate să verifice aceste date. Adică eu pur și simplu doar reprezint, nu poate greșesc și eu, doar reprezint. Păcat de oamenii buni care... Păcat. La vot sau... Păcat de oamenii care așa au fost, păcat. Oamenii buni tot timpul trebuie prețuiți, dacă vrei prețuiți, nu pentru că ne lasă că ne... Așa este tot, că nu ai da, asta o să vă prezint situația la sfârșit, o să vă prezint și o situație la sfârșit. E opțiunea fiecăruia. Adică... Să o punem la vot atunci. Și acum... Plecarea a luat doamna și... Noi am pus achiziția. Plecarea a luat doamna nu mai niciun trecut. Nu, acum nu am nicio legătură. Punctul numărul 5. Mai este un punct. Suplimentarea care a venit proiectul.
greu să faci un proiect. Este foarte greu să faci, de când ne chemim, din octombrie, nu? Cred că din octombrie. Expertiză, ridică tot, studiu, uitați și astea sunt jumătate din proiecte care... Am încercat întâlnire la un proiect pe Berșești, pentru că... Valoarea este foarte mare. Nu știu când... Nu. Valoarea este foarte mare și nu știu când noi putem să finalizăm această lucrare de buget. Nu știu. Dar prima dată am încercat efectuarea acestui proiect cu o firmă care și domnul Brânză o cunoaște, și domnul Tigă, domnul Babiu, nu știu ce firmă, domnul Babiu. Și mi-a spus că o valoare estimativă. Și știți că am prezentat în Consiliul Local cea valoare estimativă. În momentul respectiv, am zis, este mult prea mare, ce Dumnezeu. Satul a avut legătura cu domnul expert. Expertul a venit cu niște soluții, proiectantul a venit cu niște soluții. Să vă prezint, nu o să vă prezint indicatorii în total. O să spun așa, este o lucrare foarte de la Brășești. Dau un exemplu. Terasament se balas piatra asfaltă și asfalticul. Costă 5, 8, 9, 10 miliarde. Deci asfaltul pe Berșești, un kilometru, 300, un kilometru, 400, 10 miliarde. Fără sprijin. Numai asfalt. Poftim? Terasament. Un kilometru, 400. Eu, baba, ok. Deci, ok, 12 miliarde, un buget local, cum să zicem, mai putea suporta o lucrare de 10 miliarde. Dar sunt ziduri, 290, sunt 350 de metri, 354, 350 de metri de ziduri. Ziduri, 300 de metri ziduri de înălțime de 4 metri, 50 de metri ziduri de 3 metri jumătate și încă un zid aproape de Mihai Ferocu, pe partea stângă, un zid de o înălțime de 1 metru. Deci cu totul sunt aproape, aproximativ 400 de metri, 500 de metri, 400, 500. 500 de metri de ziduri. Sunt trei podețe. Podețele se ridică la o valoare de 3.300.000 podețe. Fără gabioane, fără nimic. Doar, pur și simplu, ca nu e atât de mare, 3.300.000 să facem podețe. N-ar fi mare valoare. Nu s-au luat de ce? 4.312. Când te gândești la unul, se pare că nu e mult. Dacă nu muncești 4.312 și mai faci pe vreau încă 19, deci te duci numai pe cele trei poduri, fără gabioane, fără curierea de mari, te duci la 20 de miliarde, numai cele trei poduri. Este greu să faci în acest moment podurile, este foarte greu să faci asfaltul, dar trebuie neapărat făcut zidurile în zonele cu acces cu zona de periculozitate. Conform procesul verbal în permis de ISU, zonele de periculozitate, unde s-au alocat și acei 80.000 de lon, 80.000 de lon, sunt zona de Aponu, zona de Acotu, zona Dănescu, zona Rubică Brânză aici pe Rugirea, zonele astea și zona Păsărală. Acestea sunt zonele cu risc foarte mare. Maxim, unde drumul s-a îngustat și drumul este de 3 metri jumătate, 4 metri. Adică, la prima vizură puțin mai puternică, Berșeștiul va fi blocat. Deci la de acolo, dacă mai vine o apă puternică, deci Berșește se va bloca. Conform articolului 19 sau 17, parcă, articolul 1, alineatul 19 din legea 51, noi avem avizii certificate, urbanism, proiect, semnat de expert verificator, noi putem începe aceste ziduri în regim de urgență, autorizație în regim de urgență. Legislația prevede ca această autorizație în regim de urgență, pe timpul derulării, tu să faci toate avizele, tot ce ai făcut. Dar noi le avem pe toate. Noi am depus și documentația tot pentru avize. Deci vom încerca prin încredințare directă, imediat, că durează cu 5 zile o licitație. 5 zile durează. 2 de zile cu fișa de date, cred că și mai mult de 2 zile. Da, vom intania. Să facem zilul de la de acolo, care este cel mai pericol, și zilul de la Dănescu.
în regim de urgență, autorizații în regim de urgență. Valoarea totală a indicatorului termeni economici este fără TVA de 4.107.779. Asta le prezint 40, poftim? 41 de milioane. De milioane. Dar nu sunt nimic cu TVA cu tot, 5.352. Noi având acest proces de urmă, încercăm să noi facem și noi. Să-l depunem pe CNI, să-l mai depunem pe Fondul Solidarității Internaționale. Fondul Solidarității Internaționale are un alt mod de contare. Să ai procesul ăla verbal de la ISU și lucrări efectuate de tine, efectuate cu situații de lucrări. Adică, noi facem zidul asta, transmit imediat la Fondul Solidarității Internaționale. Cine a făcut așa? A făcut domnul primar Vrase de la Ștefan cel Mare. Nu știu dacă mai funcționează, dar încerci să faci ceva. Că nu ai cum să faci o investiție atât de mare de bugetul local. Da, dar nu ai să-i știu, dar nici primul ați sus. N-avea atunci. Da, nu. Deci este foarte bine. O lucrare foarte bine. Suntem îndicit. Da. Astea sunt indicatorii termenii. Dar puteți care sunt ale trei? Păi și noi acum, dacă lucrăm de lucrare, putem să o mai înaintăm pe diferite măsuri? Da. Dar ea nu poate fi depusă pe fondul european. Nu. Da. Pe alte măsuri, știu eu. Da. Pe fondul european nu ai. Nu există nicio submăsură. Nu ai nici. Păi și când ai aprobat ghidul solicitantul pe perioada 2014-2020, cine îți vine cu altă măsură? Aceste măsuri se băsează pe tot concursul fondului european. Ghidul solicitantul 2014-2020. Când se închide, se deschide altă. Când se deschide, s-ar putea să se deschide, se deschide altă submăsură. Dar se închide cu ăsta, care e o legată. Da. Singurele unde poți să depui acest proiect este pe Compania Națională de Investiții și aici o să vă prezint la sfârșit ceva. Atât pe Compania Națională de Investiții și de contări pe Fondul Solidarității Internaționale. Doar atât, aceste două. În altă parte nu ai unde să te duci. Deci și Compania Națională de Investiții are termen de depunere sau se depune oricând? Cum se procedează? E o anumită modalitate. Se va studia, se depun documentul pe baza procesului de la depus, spre exemplu, a depus puntea de la Mateiești. Da. A fost depus puntea de la Mateiești. E un raport de sinteză pe lucrări în regim de urgență. Am făcut tot posibil ca lucrarea de la Mateiești să fie în regim de urgență, dar nu i s-a dat drumul către Ministerul Dezvoltării, având în vedere că această lucrare a fost făcut, aceste inundații au avut loc în 2005. Și CNI-ul transmite către Minister lucrări în regim de urgență, lucrări acolo sunt cu 2 ani de zile, deci 2016, 2017, 2018. Am dat telefon la CNI și am zis că nu se poate. Și mi-a transmis să transmit o adresă către ISU prin care să renoiască acea devenită sau să precizeze că a avut loc acele inundații în 2005. Am transmis adresa de la ISU și avem ne-a dat răspunsul de la ISU să până la viitoare ne ducem la București. Vreau să vă rog să vorbiți despre domnul cu Ion. Trebuie să terminăm cu diverse. Ia loc eu 5 minute. Hai te rog, să terminăm cu ședința. Dacă nu mai sunt alte întrebări, să o punem la vot. Punctul numărul 6, diverse. Da, acum avem un... Mulțumesc pentru prezență. Sincer, ar trebui să vină mult mai mulți cetățeni în astfel de ședințe. Vodă este a doua, este domnul Geamăn Florin. Mulțumesc că ai venit, nu te-ai chemat nimeni, ai venit tu din propriul inițiativă și ar trebui să vină cât mai mulți cetățeni ai comunei, adică, spune-ți-o. Vreau să dezbată sau să discutim despre problema cu electricitatea, cum am spus, adică zilele astea care stai drău la 4, de 3-4 ori pe zi. Am fost la unești la EO. Și mi s-a spus așa, strângeți 400 de semnături, avem un reglă de 1970 vechi, care trebuie schimbat. Nu se mai fabrică, era românesc, se mai fabrică piese românești gen 1970. Singura modalitate să putem să avem electricitate bună pe raza comună este să schimbe acel releu. Trebuie adunate cel puțin 400 semnători de pe raza comună. Putem să rezolvăm problema asta? Da.
Nu știu cât este de rezolvabil, dar problema semnătorilor este rezolvabilă. O problemă pe care a fost de când e mic, cu transformatorul pe zona de aici de jos, către Mihai Țapuc. De foarte mult timp, pe zona asta nu este tensiune. Iar ei, dumneavoastră, celor de la Ion, solicită schimbarea noi să plătim acel transformator. Nu. A spus că va fi suportat de către Ion, okay. România a suportat din nemții. Să inițiați dumneavoastră o cerere, iar eu mă supun cerere dumneavoastră căutând aceste 400 de semnători. Avem atâția oameni, vom trimite în teritoriu și vom căuta în 400, mult mai multe semnători. Dar fiecare consilier, că avem câți consilieri? Fiecare consilier s-a apăsat că s-a după 50 semnători. Puneți-mă cerere, semnători, nu? Puneți-mă cerere dumneavoastră. Eu o să ne pun o cerere, zilea, ca să... Să credem, dar tot, nu știu, să nu greșesc. Dacă greșesc, nu trebuie nicio problemă. N-ar fi bine, mă trebuie să faci o cerere, mă trebuie să fiți fie convins, mă trebuie că lucrul ăsta, mă trebuie, trebuiește și să vină din partea lor să faceți munca asta. Dar mai ai de așteptat vreo 2-3 luni? Nu, 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 a fost eu stat în nu, nu mai lungim. Te-ai dus luni, luni am făcut de treaba asta, vinerea mea în semnăturile, luni. Pe data de 10 merge primarul direct sau cu domnul Vici sau cu cine merge, depune cererea la Ion Mărin și îți dă domnul la treabă. Dacă îi spune, domnule, putem, putem renunța la ei ca și, ca și rețea. E o situație care nu o promit, că n-am eu cum să pun, dar eu zic că la, la eu nu pot să renunț ca rețea, eu sunt... Nu, ca fapt, ei, mai nu. Sunt, dar acum... Nu, ne-am schimbat, ne-am schimbat, deci nu mai ești la Ion, eu sunt la... Schimba CDR-ul, care costă câteva miliarde, dar eu plătesc faptul de 7 milioane la ei, care costă de dumneavoastră, dacă eu îți plătesc, nu suntem în regulă. Dacă nu plătești la ei, mă luăm... Puneți-i pe hârtie. Eu sunt la teatru și să schimbăm. Eu unul, nu e curs aberat, am văzut ce-o fac cu eu acum și vrea să-i prea să-ți și cumva cu prea mare. Tu ai băgat ceva în priz, el nu mai amperat, scade tensiunea, mă sunt mai mult. Mă pricep. Da, așa e, ca la... Înseamnă că te-ai schimbat transformatorul pe zona dumneavoastră acolo. Pe toată zona, toți avem aceea. Exact, ce zic. Am văzut ce eu dacă știi transformatorul. Eu că spune și mă atrași mai bine. Acolo mică puteți să se lucrează, nu știu. Am schimbat un stâlp cu contactorile. Ce a fost lucrul ăsta? General, ăla mare, ăla e problemă, ăla nu duce. Nu, bănuiesc că e mai rău. De acolo pe aia că îți face ceva. Sau am făcut tot ce de când eram cu Nelica, cu 4 ani zile, când am făcut Nelica? Am făcut adresa. Adresa. Mare, știi ce putem face? În cazul în care nu se ia nimic, gata, strâns 250 oameni, 300 oameni, duci la Ion. Fă în față, bă, ce faceți cu noi? Noi am făcut adresa. În urma adresei noastre a venit prima dată un control la sânge. La fiecare locuință, de-o știți, mai ales în zona noastră, acolo, că am precizat zonele care erau deficit de amperaj, tot așa cu întrerupe repetate, oamenii lor au făcut controle la fiecare casă, bineînțeles că unii gospodari au trebuit să mai plătească niște amenzi, fapt pentru care noi am mai fost și criticat atunci, dar au rezolvat după aia problema. Deci ei au venit, au constatat... Domnule, dar acolo nu e aceea problemă. Păi nu fi aceea... Clar, din centrală e vechi, în 1970, vodul e expirat. E prea la ce cerințe și ce consum, e prea vechi. Ei știu, nu aveți dumneavoastră grijă că nu știu. Ei știu... Ba știu, dar e cu mine pentru că noi consumăm mai mult, pentru că e mai mult. Tu ești impuțul ăsta, dar vrea să spună desul. Impuțul ăsta, vrea să spună desul. E impuțul. Ea dacă nu cunoaște, nu face un impuț. Trebuie un impuț că, da, de ce nu vine nimic. Că la ce se mai așa în față pe care... Acolo merge. Sigur. Da, dacă faci o pleacă de alte probleme. Da. Iluminatul public, am văzut că a schimbat banii din lămpi, au eficiență. Când finalizăm înlocuirea lămpilor? Când au fost adiționate 100 de bucăți, nu? 104. Așa, și nu s-au schimbat toate. Nu s-au schimbat. Acum chiar mă bucur că mi-a spus de asta. Cred că avem unul
domnul Vodor, inițiator, unul dintre inițiatori, că toți am fost inițiatori, și domnul Maraș și domnul Iurean, dar printre primii inițiatori cu Iurean a fost Bodo, anul trecut, prin iunie-iulie. Vreau să zic, cred că este unul cel mai luminoase străzi din... Corect, ok! Felicitări! Dar hai să facem toată! Dacă avem becuri, Doamne ajută, avem acolo noi! Deci o seara, becul așa, fără lumini aici. Asta sună că avem fără lumini. Nu, e ok, chiar, bine. Chiar acum la verificare de buget, costurile necesare pentru montarea, pentru tot, se duc la 20.000 de lei, nu mai avea decât 13.000. Noi alucasem banii aia, s-a făcut achiziția, nu cel mai scurt timp, montăm și asta. Cel mai scurt timp. Dacă șoseaua națională, dar trebuie să știți să ceva problemă. Vor lui, de șoseaua națională, nu vorbim de nimic. Doar de șoseaua națională. Așa s-a aprobat. Nici fi de ce? Nimic. Nu, 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 nu. Așa s-a aprobat șoseaua națională. Aici, rapid, de ce mai să vrem face achiziții? Că n-ar trebui mult. Eu știu, vor 50 de lei, aproximativ, vor de pe Valea cu 10. Multe ar trebui și... Dar această mașină mare mi-a dat peste cap. Vă dați seama. 4 miliarde mi-am dus pe această sumă. Acolo vorbim de siguranța cetățeanului, domnul primar, când e la strada principală, o să circulă cu viteză. Eu știu foarte bine de siguranță. Nu zic că nu fac, facem, dar și dumneavoastră faceți o construcție în 2-3 ani zi. Deci, dacă aș avea toți banii odată, am înțeles cel mai bine. Adică, e foarte greu să facem, să vadă, dar sunt bani, ce să fac? Nu sunt bani. Cei care fac naveta exact aceeași problemă și la acolo. Și este stâmp, acolo se face amplasa, stau oameni la o casă și stau pe întuneric. Dacă vine unul din spre Bacoșul, îți vreunești, nici o pic de refugiu, de refugiu ăla. În spate de 2 ani de zile, alții unul din 2014 și tot a rămas ca în 36. Sau mai sunt 46.60? Mai sunt 46 de mult. Pe cum 46? Ți-a ajutat 70? Și-a ajutat 60 de da. 60. Asta a cumpărat 104. Dintre care una e la Reușești, la biserică. Atât. Deci trebuie să fie pe Sădurei, când ne montăm, 103 bucăți. Adică nici mai mult, mai 103. S-a cumpărat 104. Dar cu semafăzarea, domnul primar, ați mai luat, ați mai finalizat? Și este spre achiziționare, dar, de exemplu, am pus problema că e curent și-a zis că nu este periculos să vină un cetățean din cum își poate să agrezi. Domnul Dragi, parcă solară, nu e zi cu nimic. Până am pus solară, sunt carcă. Nu prindim noi că sunt vremi cu... De ce să nu prindim? Eu sunt alte priorități. Nu, dacă sunteți de acord, în următoarea ședință, eu dacă am voi ca persoană fizică, poți să doneți 200 de milioane și luăm două semafoare la noi chiar cu capetele de doamne. Câte unul? Unul, 11 milioane, mai bun. Unul trebuie două. 200 de milioane chiar nu-i capăt de lume. Și le mântăm. Nu le mântăm. Până la noi, cu ajutorul, cu oameni, și cu strada, le mântăm. E și siguranța copilor noștri, și a soțiilor, și a mălantă, și a toată lumea. Adică nu cer eu aici, trec pe o stradă singur. Și avem 300. Câți copii sunt aici în școală primară? 250. Avem 250 copii care trec zilnic stradă. Adică pentru siguranța vieții lor, a noastră, a părinților, grija noastră, stai și mai liniștiți. Alte întrebări. Nu, asta se poate face cu... Nu, problema este că întotdeauna nu am știut de unde să luăm acești bani. Deci nu știu de unde să iau. Sunt obiecte de inventar. Eu am bani acolo, 200 de milioane pentru reținere de drumul comunal și dus pe investiții. Nu e voie de achiziție 28 de milioane. Nu e voie. Nu știu ce zic. E simplu. Omul spus, mă, deci vine el cu bani. Dacă sunt de acord, mă, deci vine om cu bani. De ce să... Da, așa mă, înțeleg eu. Dacă se poate, mă, nu e cu bani. Nu e cu bani. Donații de asta, eu știu... Ce zici? Dar nu s-o oferi. Pentru unul oameni care au murit aici. Bun, eu, bă, am întrebat. Printre care și mama mea, doar să-ți facă lucruri. Nu-i corect să dea. Bă, de cine-i corect? Dar ce-i fac? Ba, ce-i fac pentru comunată? Mai frumos, adică nu-i corect să dea, nu-i mai.
Nu știu de unde se iau, de pe unde se iau. Nu poți să faci un artificiu legal, să poate faci un artificiu legal, adică e ceva mai important de mult, decât multe lucruri pe viața omului. Este o chestie prioritară. Mai bine să-i protejat un animal decât un om. Dar nu e un adic. Da. Este chiar vreau să eu mă iau un val decât domnul primar, până la următoarea ședință care va fi în septembrie, vom avea să o facem. Nu crezi că faci de la domnul primar? Păi nu, tu n-ați spuneți, spune-mi ca să-i dat. O poție să promiți. Nu, dar nu l-ați trebuit să-i dat, uite, la următoarea ședință am eu seama. Ok, noi am pus un pariu. Vreau pariu de la dumneavoastră și eu îi donez pe... Ok, gata, da, nu. Deci aveți un pariu cu mine, da. Îmi dați banii și eu... Da, îți faci într-o noastră. Da. Dar acum vă puneți-mă foarte până pe 3 de septembrie? Dacă mi-aduceți banii pe pariu, mâine îi votăm. Mâine îi votăm. Nu trebuia să mă duceți. Era mai simplu altfel. Vă întâlneați și mă duceți și rezolvați problema. Bine, hai să vedem. Dacă mai sunt alte întrebări la diverse. Dar e ok. Deci, da. Ok, luați bani să puneți-mă foarte. Vreau să fac o observație. Astăzi am aprobat niște fonduri pentru calamitățile astea în urma inundațiilor. Aș propune ca acum când este această perioadă de secete, să treacă la curățirea fundurilor acest bicanal care face tot timpul probleme. Iar acolo unde este necesar și este și posibil să menajească puțin. Pentru că marea problemă a viitorului ăsta o constituie plutitorii care vin la vară. Și când întâlnesc și obstacol, atunci faci un baraj și când pleacă, pleacă odată cantitatea mai multă de apă și apar nefacul. Deci acum s-ar putea curăță foarte fine aria din jos și până sus. Așteptăm. Și scoate afară resturile vegetale din, din canal. Îi scoase afară tațele cu sub formă de gomoară la cei care nu au lemne. De exemplu la Coama și Parai care uitați de oameni. Cu oameni de la ajutor social, eu știu, cu alte mișloace. Până la urmă luăm și o... faceți un efort și angajăm un prestator de servicii și totuși trebuie făcut și asta. Problema este următoarea și un prestator de servicii. Pilotul plătitului statului nu este al nostru, este asediaului. Mi-am spus că o să mă apuc de curățit, ce adresa am primit? Să-i anunț că mă apuc de curățit. Nu, prima, dar de ce să avem doar grijă de al lor, să avem grijă de comuna noastră? Noi este cea mai periculoasă de toți. Cea mai... Apa vine de acolo și intră la... Vine de acolo respirată, la noi... Și de acolo ia frica. Dar mă, dar înțeleg că eu am fost cel mai afectat. A venit aici spre drumul național, nu mai avut unde să ducă apa și o dat afară. Și eu... Nu a fost rătițele pe... Nu ce spun. Interesul este major al meu ca să curăț acel pârău. Păi și de la Tisnicla, dar e al nostru. Al nostru să fie curat. Rău trebuie curățat. Tot este al... Trebuie să iau. Nu este al nostru. Păi, și ați primit adresa să... Da. Să îi anunțăm. Ne apucăm de lucru și anunțăm. Scuptați. Din acești bani de fondul de rezervă 80.000 de lei, nu poți să cheltui niciun leu. Deci vom curăți, așa cum am curățit de la Coma și a fost ok, că nu au mai fost inundații acum și a venit apa la șosea mare, vom curăți, cum vom reuși, dar niciun loc de bugetul local, ca să înțelegeți. Dar acolo știți care a fost și prostia mare? Am luat ce a fost gros și uscătorilor l-am lăsat acolo și l-am luat de la Roma. Aia, 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 spună stare ea și-o cu curățenia. Și acum trebuie curățat ea din nou. Este primordial curățirea aceasta. Deci unul din cei mai afectați am fost eu. Eu v-am... Deci... Că datorită reticelor care era, el l-a oprit și normal că el s-a umflat undeva. O dat afară. O ieșit afară. Dar nu-i dat afară. Dar nu-i numai din cauza rechițului.